Undă verde pentru mitingul antiprezidențial organizat de pensionarii pășcăneni. Comisia specială s-a întrunit astăzi și a aprobat cererea înaintată de Asociația Făclia. Deci comisia este întrunită conform hotărârii Consiliului Local și a luat în discuție solicitarea Asociației Pensionarilor Făclia Pășcani, înregistrată la Primăria Pășcani, cu numărul 8894 din 9 mai, prin care se solicită autorizarea unei manifestații, adunări publice, pentru data de 18.05.2014, între orele 12.15, în zona esplanadă strada Coza Boată din municipiul Pașcani, cu scopul declarat de a susține demersurile inițiate de televiziuni și guvern, de amendarea încălcărilor repetate a Constituției de către președintele României. Analizând solicitarea făcută, Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice a Primăriei Municipiului Pașcani a hotărât avizarea favorabilă a solicitării făcute de Asociația Pensionarilor Făclia pentru data de 18 mai 2015, între orele 12-15, în zona de est a esplanadei. Cât preconizați să fiți numărare? Noi, deci, bine ați spus noi. A scris în cererile. Real, real, nu, asta așa. Nu trebuie să fie cât mai mult, dar pricep tot propaganda, împotriva asta e altă chestiune. Spre zi, vreau să toți unii îmi da comisie. Mitingul va avea loc duminică între orele 12 și 15 pe splanada din Pașcani. Tot acolo va avea loc și un moment artistic susținut de interpretul de muzică populară Ștefan Pintilie. Intenționat să vă deplasați în este valută zonă? În cerere, precizarea, că dânșii solicită și un marș pe traseul, încă o să vedem în funcție de avizul care se dă, către fostul birou prefectural, pentru că nu mai există birou prefectural. Eu cred nu le vom mai deplasa de Chieslanda. Nu, o să renunțăm la seasă. Deci de Chieslanda nu le vom deplasa de Chieslanda, nu renunțăm. Și e suficient să dăm mesajul care l-avem de acolo. Noi punem oameni de la fiecare rond de până ca doi să nu se urcine din spațiul verde. Am oameni serioși în grupa de treaba asta, chiar nu știu, dacă nu știu cu spital de la pot. Noi vrem să nu lăsăm în urmă lozii, să nu lăsăm mizerii, să nu lăsăm din spațiu verde, că este zona mai trăită. Menționăm că evenimentul va fi mediatizat de Postul Național de Televiziune Antena 3. În acest sens, jurnalistul Adrian Ursu va realiza emisiunea secvențial în direct de la Pașcani.